Bună seara și a revenit cu drag la Prof Online cu exerciții de matematică la algebră. Nu uitați să dați like și share. Excelent, așa se face, dragilor. Și de acum o să zicem bună ziua. La timpul ăsta încă e ziua de acum. Corect. Soarele pe deal, adică nu s-a dus după deal. La ora 6 suntem încă în fine zi. Așa, da, dragilor. Punem repede tema pentru acasă, fiind la algebră, parcă așa e zis, nu? Algebră. Ce zicem? 26 de la pagina 90. 20. 20. 20. 20 de la pagina 90. Calculați modul de x ori y. Modul de x ori y. Și modul de x ori modul de y. Și modul de x ori modul de y. Pentru A. X egal cu 4. A. X egal cu 4. Y egal cu 6. Y egal cu 6. Da? 6 și 4. Adi, vorbește. 4. Modul din 4. 4 ori 6. Da, 4 ori 6 este egal cu 24. Modul din 24. Da, vorbește. Modul din 24 egal cu 24. Apoi, modul din 4. Modul din 4 ori modul din 6, modul din 4 ori modul din 6 este egal cu modul din 24. Nu. Modul din 4, modul din 4 este da. 4. Modul din 6 este 4, 6. 4, da. 6 egal cu 24. Așa, 4, 6 egal cu 24. B. Deci, concluzia e că modul din x ori y, din modelul ăsta, modul din x ori y, egal cu modul din x ori modul din y. După exemplul ăsta. Să vedem alt exemplu. Da, cam asta ar fi observația. Avem și comparați, corect. Da. Poftim? Eu vreau să spun. Da. Poftim. B. B. X egal cu 5. X egal cu 5. Y egal cu 6. Y egal cu 6. Și atunci te rog, Adina. Adina. Modul din 5 ori 6 egal cu 30. Modul din 30, modul 30 egal cu 30. Egal cu 30. Și modul din 5 ori modul din 6 egal cu 5 ori 6 egal cu 30. Concluzia, și de aici o tragem, este că din nou se întâmplă că modul din x ori y este egal cu modul din x. Haideți să luăm pe modelul tău. Modul din 5 ori 6 egal cu modul din 5 ori modul din 6. Ce? Ce? Miruna, nu? Miruna, da. X egal cu 2. Ce? X egal cu 2. Y egal cu 9. Y egal cu 9. Miruna? Ei vor fi egale. Da, hai zi. Modul. Modul de 2 ori 9. Este egal cu modul de 18. Da. Și egal cu 18. Deci. Modul de 2 ori modul de 9 este egal cu 2 ori 9 și este egal cu 18. Deci. Modul de 2 ori 9 este egal cu modul de 2 ori modul de 9. Georgiana, înțelegi și tu? Nu vrei? Bine. O mai lăsăm pe Georgiana. Adi, tu. De ce? De. X egal cu 10, da. Y egal cu 18. Y egal cu 18. Modul din 10 ori 18 este egal cu modul din 118. 180, așa, care e egal cu 180. Modul din 10 ori modul din 18 egal cu modul din 180. Nu, egal cu 180. Da. Că modul de 10 este 10, așa trebuie să spui. Da, egal cu 10 ori 18. 18 și egal cu 180. 180. Adică, aș spune adică din nou. Că modul din 10 ori 8 este egal cu... 10 ori 18, egal cu modul din 10. 10 ori... Modul din 8. 18. Deci, sau am mers acum pur și simplu pe calculul când amândouă sunt pozitive. Acum. Da? Deci amândouă au fost pozitive, practic ca și înainte, cu numele naturale, nicio modificare. Dar ce face modulul? Ce face modulul? Cât este modul din... Ești atent la mine. Cât este modul din minus 5, Adina? Minus 5 egal cu 5. 5.
Dar modul din minus 7. Minus 7. 7. 7. Dar minus modul din minus 5. Cât este minus modul din minus 5? 5. Cât este? A, nu, minus 5. Păi minus 5. Că minusul ăsta rămâne în afara modului. Numai că modul... minus 5 se face 5 și... 5 și rămas minus în față. Deci e minus 5. Din cauza acestui minus, da? Când am luat modul din minus 5 simplu, am dat 5. Dar minus modul din minus 5 este minus 5. Hai să facem și celelalte pe care sunt acolo, că aș fi vrut de mult să vă pun în tot felul de situații. Dar mergeți după temă, că vezi și tema. X egal cu minus 5. Da. Deci X egal cu minus 5, ABC de Miruna, da? Da. X egal... E, da? Da. X egal cu minus 5, Y egal cu 7. Și Y egal cu 7. Miruna? Modul de 5 ori... Modul din minus 5 ori 7. Modul din minus 5 ori 7, întâi, nu așa facem? Modul din minus 35. Modul din minus 35 egal cu 35. 35. Modul din minus 5, separat acum. Ori modul din 7 egal cu 5 ori 7. Este egal cu 35. Adică din cele două, spunem că modul din minus 5 ori 7 este egal cu modul de 5 ori 7. Modul din minus 5 ori modul de 7. Ori modul din 7. Din nou, egalitatea asta se menține, nu suntem nici de data asta în panică, da? Nu. Că modulul produsului e egal cu produsul modulului. Asta vreau să, să fie foarte limpede. X egal cu minus 4. F. X egal cu minus 4. Minus 4, Alina, da? Și Y egal cu 8. 8. Zi, Alina. Adina. Adina. Deci, minus, modul de minus 4 ori 8. Minus 4 ori 8. Egal, egal cu modul de minus 32. Care înseamnă? 32. 32. Bravo. Modul din minus 4, 4 ori modul din 8. 8 egal cu minus 3, nu, 3 ori 8. 4. 4, pardon, 4 ori 8. 4 ori 8 și egal cu 32. Adică, din nou, putem spune că modul din minus 4 ori 8 egal cu modul din minus 4 ori modul din 8. Da? Din nou putem spune același lucru. E F, G, da? G, da. X egal cu minus 3. Zi. X egal cu... Y egal cu 9. Y egal cu 9. Păi modul din minus 3 ori 9. Ori 9 egal cu... egal cu modul din minus 27, care egal cu 27. Da. Acum, modul din minus 3 ori modul din 9 este egal cu 3 ori 9 egal cu 27. Deci putem spune că este modul, din modul din minus 3 ori 9 este egal cu modul din minus 3 ori 9, modul din 9. Zi, Adina. Adina. X egal cu minus 1. Ce? H. H, da. X egal cu minus 1, Y egal cu 12. X egal cu minus 1, Y egal cu... 12. 12. Modul din minus 1 ori 12 egal cu minus... 12. Modul din minus 12. Modul din minus 12 egal cu 12. Da. Modul din minus 1 ori modul de 12 egal cu 1 ori 12 egal cu 12. Ceea ce înseamnă că sunt egali. Din nou egal și adică modul din minus 1 ori 12 este egal cu modul din minus 1 ori modul din 12. În concluzie, până acum cercetând, numai egalitatea avem. Da, nu s-a întâmplat vreo clipă să avem altceva. Poftim? I. I. X egal cu 7, Y egal cu minus 3. X egal cu 7, Y egal cu minus 3. Minus 3. Modul de minus, modul de 7 ori minus 3. 7 ori minus 3. Este egal cu modul de minus 27. Minus 21. Minus 21. Și egal cu 21. Modul de 7 ori modul de minus 3 este egal cu 7 ori 3 și egal cu 21. Concluzia?
X egal cu 8. X egal cu minus 12. Te rog. Georgiana. Modul de 8 ori minus 12 este egal cu 8, modul de 8. Mulțim. 8 ori minus 12? 96. Minus 96. Modul de minus 96. Atenție, minus 96, că unul plus altul cu minus, da? Minus 96, care face 96. Dedesubt, zicem. Modul de 8. Ori. Ori modul de minus 12. Egal cu? Egal cu modul de 8. Nu, modul de 8 este 8. Ori 12 egal cu 96. Acurat, iarăși egale. Deci modul din 8 ori minus 12 egal cu modul din 8 ori modul din minus 12. Deci este egalitate din nou. Niciodată, dar la adunare nu era egalitate. Nu. Nu? Totdeauna la adunare modulul sumii e mai mic decât suma modulor. Deci modulul adunării e mai mic decât ele în parte adunate în modul. Da? Fiecare în parte adunate îs mai, nu se rezultate mai mare decât în total. Te rog. X egal cu 3, Y egal cu minus 2. Dar vorbiți mai tare, da? X egal cu 3, Y egal cu minus 2. Minus 2. Te rog. Hai, Adina. Modul de, de 3 ori minus 2 egal cu modul de 6. Minus 6. Modul de minus 6. Egal cu 6. Și? Modul de 3 ori modul de minus 2 egal cu 3 ori 2 și face 6. Da. Concluzia. Da. Din nou egalitate, deci putem trage și aici din nou modul din 3 ori minus 2 egal cu modul din 3 ori modul din minus 2. Acum eu sau Adi, hai. X egal cu 10. Ultima. X egal cu 10, Y egal cu minus 13. X egal cu 10, Y egal cu minus 13. Păi modul din 10 ori minus 13 este egal cu modul din 10 ori face modul din minus 130. Așa. Care egal cu 130. Egal cu 130. Așa. De altă parte. Modul din 10 ori modul din minus 13 este egal cu 10 ori 13, care egal cu 130. Deci sunt egale. Deci din nou, modul din 10 ori minus 13 egal cu 3 egal cu modul din 10 ori modul din 13. Minus 13, da? Așa a fost. Deci egalitate în toate situațiile care le-am întâlnit până acum. Și ca să mai împrospătăm discuția, hai să ne amintim la adunare. Tot tu, Adi. Vreau să comparăm pe modul din X plus Y cu modul din X plus modul din Y. Da? În situația ta. Deci vreau să comparăm pe modul din X plus Y cu modul din X plus modul din Y. În situația mea. Adică ar fi așa, 10 plus... Deci modul... Modul 10 plus... Nu. 10 minus... Așa, 10 minus 13 egal cu modul din... Modul din minus 3. Care face cât? 3. Și separat, modul din 10. Modul din 10 plus modul din minus 13 egal cu 10
plus 13. Adică? 13. 23. Cum este 23 față de 3? Mai mare decât. Deci 23 este mai mare decât 3, adică echivalent. De unde am obținut 23? Din modulii separați adunate, adică modul din 10 plus modul din minus 13 este mai mare decât 3, adică modul din 10 minus 3, da? Da, copii, foarte clară chestia asta. Minus 13, da. Foarte tare, trebuie să vă fie clar că suma modulilor e mai mare decât modulul sumei. Modulul sumei. Suma modulilor, deci modul din x plus y, este mai mare sau egal. Sunt situații când sunt, avem și egalitate. Dacă am două sunt pozitive sau am două negative, o să luăm. Am făcut data trecută, dar mă reluăm din nou. Da, mai mic. Deci este egalitate când am două sunt pozitive sau am două sunt negative. Luăm cazul ăsta imediat. Deci când sunt diferite, sunt diferite, e strict. Când sunt egale, iată, când sunt amândouă de același fel, amândouă pozitive sau amândouă negative, avem egalitate. Exemplu, dacă x egal cu minus 3 și y egal cu minus 7, în situația asta, Adina. Minus 3, modul de minus 3. Minus 6. Egal cu modul din... Deci le-am adunat pe cele două. Minus 3, minus 7 face... Minus 10. Modul din minus 10. Modul din minus 10 egal cu 10. 10. Separat acum. Modul din minus 3. Modul din minus 3. Plus... Plus modul din minus 7 egal cu 3 plus 7 egal cu 10. Sunt egal. Iată că e egalitate de data asta, da? Deci, a clipa asta se întâmplă că modul din minus 3 minus 7 egal cu modul din minus 3 plus modul din minus 7. Deci când amândouă sunt negative, e egalitate. Da. Când unul e așa și unul e așa, e mai mare suma. Modulul sumii e mai mare, suma modulilor e mai mare decât modulul sumii. Și atunci scriem pe asta în felul următor. Ca o concluzie vom spune așa, că modul din x plus modul din y este mai mare sau egal? Mai mare sau egal. Se întâmplă să fie și egal, da? Mai mare sau egal decât modul din x plus y. Da? Deci asta e foarte clar pentru toată lumea. Să o avem aici ca și literă de lege. Deci modul din x plus modul din y e mai mare sau egal. Am văzut aici, pe exemple, mai mare sau egal decât modul din x plus y. Iar la mulțirii, totdeauna egalitate. Deci, adică modul din x ori y, deci modul din x ori y, egal tot timpul cu modul din x ori modul din y. Da? Clar. Astea le aveți subliniațiile să fie, nu? Pentru totdeauna. Problema 26, este scris 26 de la pagina 90. Ia să vedem. Scrieți numărul 17 ca produsul a două numere întregi negative. Da. Minus 1 ori minus 17. Da. Deci 17 modul de 17 egal cu modul din minus 1. Dar nu 10 numere întregi, că dacă facem modul din minus 1, îl dă 1. Scrie numărul 17 ca produsul a două numere întregi. Astea sunt numere întregi, Adi. Da. Și minus 1 sunt numere întregi. Da. Nu sunt naturale. Naturale sunt pozitive. Deci numai naturale este alea cu plus, da? Deci pe 17. Așa au zis, nu 17. Deci scrieți numărul 17 ca produsul a două numere întregi negative. Și pozitive și negative. Da. Și, da. Deci, ca produs a două numere întregi, să ne dea 17. Cine este? Minus 1 ori minus 17. Dar sunt negative și dar sunt întregi. Descrieți pe 17 ca produsul a două numere întregi negative. Întregi negative. Scrieți pe minus 6 ca produsul a două numere întregi. Minus 2 ori minus 3. Nu, că de 7. Minus ori minus face plus.
Întregi, a zis domn profesor. Da. Știu eu. A, întregi? A, minus 2 ori minus 3. Ba da, măi, 2 ori minus 3. Minus 2 ori minus 3. Nu minus 2, 2. 2 ori minus 3, așa. Minus 2 ori minus 3. 2 ori minus 3 este egal cu minus 2 ori 3. Să țineți cont, deci același lucru. Deci 2 ori minus 3 este, aș cum aș spune, minus 2 ori 3, da? Sau, dacă vreți, și comutativitatea, minus 3 ori 2, da? Minus 3 ori 2 și egal cu minus 1 ori 6. Sau minus 4 ori 1. Ei, minus 4 nu-s mai. Oricât. Ori data viitoare. Nu. Am dat că era 2 plus 4. Deci divizorii lui, ne gândim, exact, da? Plus. Hai să vedem încă mai scriem pe... Scrieți numărul, uite, minus 15, că a produs-o a 3 numere între negative. Așa. Deci 15. Minus 15. Minus 15. Exercițiu 27. Poate da. 7. Da. Că a produs a 3 numere întregi negative. Hai să vedem. Minus 1 ori minus 5 plus minus, ori minus, ori plus 3. Minus 1 ori minus 5 ori plus 3. Ori 3. Plus 3, 3 nu mai este. Nu mai este. Nu, eu aș fi luat păi ori minus. Păi da, pune, dar eu n-am pus la pozitiv. Că m-a oblit să-l pun pe nu plus. Așa, dar și te pun în paranteză. Dar dacă nu mai pun... Dar n-am făcut bine, domn profesor, nu e corect. Păi e minus cu minus dă plus și plus cu minus dă minus. Trebuia minus 15. Da, adică minus 1 ori minus 5, 5 ori minus 3. 3. Așa, da. Ori minus 3. Deci, minus cu minus plus și cu minusul celălalt face minus, da? Altă variantă, tot, ca să minus 15. Minus 3 ori 5. Deci minus 3 ori 5. Da. Dar minus 3. Minus 3. Ori minus 1. Ori 1. Ori 1, da. Egal mai departe cu altul. Corect. Altul. Altul. Cine mai știe? Altă variantă, că tot la minus 5. Am crezut că... Tot la minus 5. Putem minus 1 ori minus 1 ori 5? Nu. Nu, pardon, ori 15. Minus 1 ori 15, dar nu-s 3. 3 ori 1. Păi mai pun minus 1 ori 1 ori 15. Ori minus 15. Poate răși. Minus 1 ori 15. Ori 1. Poți pui de-al de 1 cât vrei, nu? Da. Deci, măi, este și asta. Minus 1. Zice minus 1 ori 15. Minus 1 ori 15. Corect. Și fiindcă zice 3, mai pui încă 1. Da. Dar nu minus 1, mai zis doar din a doua. Da. Da? Altă variantă? 15 împărțit la 3. Stai puțin. Produs vrem. Nu, a produs 3. Dar azi ai mai multe variante aici. Pui minusul la 5. Exact. Deci mai poate să fie așa. 3 ori minus 5 ori 1. 3 ori minus 5 ori 1. Fac tot minus 15. Exercițiu 28. 28. Produsul a 3, a 3 numere întregi este... Exercițiu. Produsul. Exercițiu 28, adică te rog să fii atent. Deci 28. Produsul a 3 numere întregi este 91. Deci A ori B ori C, 3 numere întregi. Egal cu 91. Egal cu 91. Determinați toate valorile posibile ale sumei lor. Da. Să vedem. Deci, S egal cu A plus B plus C, S egal cu cine? Toate variantele. Facem divizorile în 91. Da, așa ar fi cazul. Da. Ca să vedem cine mulțite acolo să facă 91, divizor. Care sunt variante. Deci 91. Deci cum punem pe 91? Da. 91. Păi pe cine l-are pe 1? A, pe 1 și pe 1 și are de fiecare. Iar ce? Printer. Divizorul 91. Hai să vedem. Pe 2 merge? Prin 2 merge? Nu merge prin 2, că ultima cifră nu este. A făcut la clasa a 4 astăzi. Nu, nu merge. Prin 2 nu merge, prin 3 nu. Prin 4. Prin 4 ar trebui sumă, ultime două cifre se împartă la 4, da? Prin 5. 5 nu. Cu 9. Cu 9. Păi dacă nu... Merge cu 3. Tot suma cifrelor. Tot suma cifrelor. 91. Dă-mi cumva numărul din ăsta. Prim? Păi încă nu putem să ne pronunțăm. Nu.
Putem să gândim așa. După ce am încercat criteriile de divizibilitate, încercăm acum să vedem dacă nu se divide la alte numere prime. Prime, mai mici. 11. 7. Da, ia să vedem la 7. Ia să vedem. 91. Împărțit la 7. 7. 7, 9, o dată. 7. 21. Deci clar, 13. 7, 13. Deci, e clar că 91 este scris... Deci și 13 și 7. Sigur că divizor. Deci mulțimea divizorilor lui 13, mulțimea divizorilor lui 90 și... Cât ați mai? 91. Mulțimea divizorilor de 91 e egal cu plus minus 1. Și minus 1 este. Da, da. Plus minus 1. 91. Plus minus 7. 7. Plus minus 13 și plus minus 91. Ăștia sunt divizorii. Avem 4. Avem 8. 8 deci plus divizori. Da. 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 E, din cei acum din aceștia trebuie să luăm câte 3. Corect. Ca produsul lor să dea 91. Dar așa fel încât să dea 91. Corect. Da. 7 ori 13 ori 1, același lucru. Atunci, dacă ar fi așa, A ori B ori ce fac 91, înseamnă A egal cu, adică A egal cu 1, A egal cu 1, B egal cu 7 și C egal cu 13 și pot să inversăm acum. Aia nu mai e important, că la produs același lucru de la AD, iar la adunare, adunare e tot comutativă, deci nu e influențează. Mai știu eu. Alfa cu, e același. Am mai putea... Miruna, să vedem. Minus... Ai o idee? Te rog. Da. Să dăm în ochi la aia. 91 ori 1 ori 1. Aia, 91 ori 1 ori 1. Bună dimineața. Minus 1 ori minus 7. Ia uite. Minus 1 ori minus 7. Că face minus 1 ori minus 7. Da, minus 1 ori minus 7 face plus minus și ori 13, da? Corect. Deci A egal cu, A egal cu minus 1, B egal cu minus 7, mi s-a spus C egal cu 13, da? Asta ar fi o altă, prima variantă asta, a fost a doua variantă, produsul face, da? Da. 3, Adi, găsești o altă tripletă? Voi să vedem, da, o să... Păi ar fi, unde am scris, așa, minus, nu. Nu ridicați mâna când cealaltă vrea să răspunde. Este o presiune psihologică foarte neplăcută. Da? Abia când el nu merge, atunci ridică mâna ca să... E o chestie așa de... Minus 13. Da. Cine? A-ul minus 13. Da. Da. B-ul minus 7. Da. Și C1. Excelent. 2 de minus îți trebuie. Că 2 de minus la mulțire, 2 să fie minus, că 2 de minus la mulțire face plus. Deci, practic, l-ai luat 13 acum, îl iei plus pe 7 și îl iei plus pe 1. Și pe celălalt 2 minus. Da? Miruna, te rog, acum dăm deodată tripleta. Am minus... A egal cu... A egal cu... A egal cu minus 7. Minus 7, bun. B egal cu minus 13. Excelent. Și C egal cu 1. C egal cu 1. Pentru că 2 de minus trebuie, da? 2 de minus și 1 plus. Și 1 plus, da. Apoi, 4. A 4 la caz? Da. Păi să facem mai, acum am zis eu, minus 13. Tu ai zis minus 1 ori 7. Minus 13 ori minus 1 ori 7. Minus 13 ori minus 1 ori 7. Asta ar fi, da? Da. Deci A egal cu minus 13. B egal cu? 7. Da, 7. Și C egal cu minus 1. C egal cu minus 1. Și e adevărat că de fiecare dată îmi dă plus 91. Da. De fiecare dată, da? Atenție multă. Mai am vreo altă situație? Nu putem. Nu. Ziceam că minus 13 ori minus 7 ori minus 1, dar dă minus
Toate 3 minus, nu dă minus 91, de, nu dă plus 91, ci dă minus 91. Deci, dacă mai avem vreo altă situație. Nu zice B și C diferite. Sau A, B, C diferite. Vrei să spui așa, Miruna, că am schimbat locul lui A cu B. Da. Atenție, atenție, nu e un număr, Alina. Miruna. Miruna, nu e un număr spus așa. Ci vorba de faptul că A, B și C sunt numere diferite. 1, 13 și 7, da? Astea rămân, numai ele. Dacă le schimbăm locurile, la înmulțire, produsul este același. Și nu influențează suma. Da? Schimbând locurile, tot mulțirea și adunarea sunt comutative și asociative. Deci, faptul că suma nu este influențată, nu are rost să spui că iau pe A cât? 7, B 1 și C 13. Deci dacă le schimbăm între ele, nu se întâmplă adunare, tot A plus B. Insist. Aici poate nu e clar, nu a fost de explicit, da? Uite, Miruna, tu te gândești la varianta că din ăsta ABC cu 1, 7 și 13 ai mai putea face multe variante. Știi câte mai poți face în afară de asta, care o dau numai pe ea? Mai poți face încă 5. Deci îl lași pe A1 fix, A egal cu 1 și schimbi B cu C. Îl pui pe B egal cu 7 și A cu C, iar îl schimbi de două ori. Îl pui pe C pe A egal cu 13 și iar îl schimbi de două ori. Deci 3 ori 2, 6. 6 variante. Dar la adunare, tot A plus B plus C, tot 1 cu 7 și cu 13 va fi. Deci suma nu este influențată. Încât autorul ne-a spus așa, scris toate posibilitățile și calculați de fiecare dată suma. Dar cum suma nu este influențată de schimbare, atunci nici eu nu mai se facă. Nu e schimbat, nu e influențată. Nu e o altă sumă. Da? Deci rămâne pe asta. Tot așa de bine, dacă aici te opri, aici iar le poți învârti de 6 ori. Și de 6 ori. Adunarea nu este influențată. Nu în concluzie. Alo. De ce nu schimbi asta? Nu pot vorbi, sunt o lecție de matematică. E la 10 de seara. Dar pe A l-au dat 1, pe A l-au dat minus 1. Deci, A l-a dat 1. A l-a dat minus 1. Cine? Ei. După aceea, la varianta 3, A l-au dat minus 7. A 7 nu l-au dat. A 7? A dat asta. Dar n-are importanță. A, B și C. N-are importanță ordinea lor. Deci, ordinea lor cum le numesc. Că sumele le calculăm. Așa. Ia să vedem. Avem doar 4 variante. Este egal odată cu o sumă cât de... Este egal cu 8 și cu 21. E sumă. Da. E 2. O altă variantă a sumei este asta de aici. Minus 1, minus 7, minus 8 și cu 13. 5. 5. 5. Este 3. O altă variantă a sumei. Altă variantă a sumei. Minus 7 și cu minus 13 dă minus... 20 minus 19. Minus 19. Și ies 4. Cea de-a patra variantă. Ies 4 egal cu minus 13 și cu 7 dă minus 4. Nu, 4. Minus 4 și cu minus 1? Minus 5. Minus 5. Deci, mai formulează încă o dată ieșițiul, spune așa. Determinați toate valorile posibile ale sumei lor. Sumele lor. Da. Numai 4 sunt. Că dacă am găsit, am luat și o altă variantă, suma este aceeași. Aveți mai multe variante, mai multe sume? Nu. Acolo? Ca rezultat? Te uiți așa, te rog ea, dă-mi rezultat. Domnul profesor, deci, minus 13 plus 7, uitați la varianta a patra, cât dă? Minus 13 plus 7. A, da, minus 4 și cu minus 1, minus 6. Deci minus 13 minus 7, tu Adi, mai... Iataci. Adi, minus 13 plus minus 7, e minus 6, minus 1, e minus 7. Minus I-am 7. Obținut minus 7 și de aceea nu-mi place. Aici. Dar Adi mai păcat. Mai Adi. Eu am scris după tine. Păi cum ai să gătiți? Dar aveam minus 7, domnul. Minus 13 și cu 7, minus 6. Și cu minus 1? Minus 7, minus 4. Și eu zic minus 4 după tine. Da.
Eu aveam minus 7, de-aia mă uitam așa la dumneavoastră. Da, a de puteți zicea minus 13, minus 1, minus 14. Minus 14 plus 7, minus 7, da? Da. Ai înțeles? Deci, adus-o, e dus în eroare. Deci eu am copiat ca un robot după tine. Și foarte că... bine, foarte bine că suntem mai mulți și important este... La astfel de momente, imediat se intervenim. Da? Deci, eu insistam pe chestia aceea care vreau să o puteți, și anume că numai patru sunt importante, numai patru sume. Nu avea niciun rost să socot alte variante schimbând pozițiile aici între A și B, că suma este aceeași. Eu pe asta eram concentrat și am mers pe una lua, adică mi-a spus, minus 4 faci, așa, 13 minus. Și aveam minus 7 și mie nu mi-e șeamă. Am înțeles. 30, domn profesor. 30 da. De la pagina 90. 30? Da, de la pagina 90. Stabiliți dacă produsul numerelor 1, minus 3, 5, minus 7, puncte, 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 481. Deci, produsul numerelor? 1. 1. Minus 3. Ori minus 3. 5. Ori 5, da? Minus 7. Ori minus 7. Ori, puncte, puncte, puncte. Ori, 481. 481. Ori, minus 483. Minus 483. 3. Este da. Negativ. Este negativ sau pozitiv? Păi, hai să vedem cum a făcut încă. Și la B era determinat ultima cifră a acestui produs. Uite că e tu. Adi, hai să ne concentrăm aici. Eu nu am fost în clasă. Nici eu. Nici eu. Și atunci nu știm nimic. Trebuie să ne gândim așa ce, ce anume. Eu cred că a dat pozitiv. Nu, nu poți să mergi pe 3. Nu a dat pozitiv. Păi minus cu plus... Eu zic că nu dă pozitiv. Dă negativ. Dacă nu e una e alta, știți, domnul profesor? Și eu zic că dă. Trebuie să aveți argumente, copii. Păi, minus, păi cu minus, dă. Minus ori minus. Minus cu minus face plus, dar dacă avem plus, cu minus face minus. Și noi avem și 481 și avem și 51. Dacă am luat așa... Deci mă doare că... Ia taci, mă. Nu trebuie să doare că... Deci și în încurcătură, când te afli așa la unghiasială de asta... Da, e un produs de numere impare. Eu asta observ, domn profesor. Da. E un produs de numere impare. Asta nu observ. I-am observat. Da. Da. Și de la 1 la 483... Da, haideți să facem altceva. Haideți, domn profesor. Eu vă spun așa. Minus 1. Da. Ori minus 1. 1 minus 1 ori minus 2 ori minus 3 ori minus 4 ori minus 5. Ori așa mai departe, ori minus 157. Cât deci toate cu minus, da? Da, da. Plus acestor numere. Faci minus. Plus. De ce faci minus? Faci plus. Faci plus. Că minus ori minus. Dacă le-am luat pe bucățel, la un moment dat ar fi minus... Da, nu, nu, domn profesor. Domn profesor. Face plus, pentru că... ce faci? Asta nu mai puțin. Nu mai stări cu gura. Așteptați-mi. Hai, mă, să vedem despre vorba. Nu trebuie să ne... Dacă avea minus 156 și minus 155, era minus cu minus cu plus, plus cu minus minus. Păi sunt aici toți puși. Vezi, sunt toate numerele consecutive aici. 1, 2, 3, 4, 5, da? Dar bine, mă interesează câte sunt. Dacă ar fi numai două, iată, minus 1 ori minus 2, e egal cu cât? Cu 3. Du-te voi de aici. Cu 2. Și cu tine, Adi. Da, e mulțire, da? Deci dacă sunt 2, minus cu minus plus. Dar dacă erau 3. Dacă sunt 3, minus 1 ori minus 2 ori minus 3. Ia uitați-vă la tablă. Dă... Cât dă? 6. Minus 6, mă interesează, da? Minus 6, da? Minus 6. Deci mă interesează câte... Dacă sunt 2, 4 dacă sunt acum. Dacă sunt 4, e plus iar, domnul profesor. Ori minus 2, ori minus 3, ori minus 4, egal cu... Plus sau minus, copii? Plus! Normal, că sunt 4. 2 fac plus, celălalt 2 fac plus. Georgiana, ești de acord? Da. Deci, 2... mulțite, 2 de minus fac plus, 2 de minus fac plus și plus cu plus, nu? Și dacă 5, dacă 5, copii? Dacă minus, 5. Minus. Normal, mă. Dar dacă sunt 157?
Minus. Minus. Da, minus. Deci, atenție. Da, ba la minus. Atenție. Atenție. Când se termina cu 2, cu 4, da? Când se termina cu 6, cu 8, face plus, da? Da. Minus. Și minus. Și acum, când se termină cu număr impar, deci 3, 5, 6. Și număr impar, minus. Deci, față aici, minus, copii. Păi da, minus. Minus, minus un număr foarte mare. Minus... Important. Minus și acolo da. Sus, păi, acolo e acum. Da, tot minus, că e 3 la sfârșit. Da, dar nu sunt toate. Acolo este așa. Scoatem faptul. Hai să-l luăm așa. Nu scoatem faptul că e un produs. Că noi adunare scoatem faptul. Hai să-i scrim așa, Adi. De la eu scriu așa. Minus, mai întâi să scriu 1. Nu, am scris așa. Minus 3 ori minus 5 ori minus 7 ori minus 9, ori minus 11, ori minus 13, egal cu? Minus 3, dar pe 1 lii. Minus 1 nu vreau, profesor. Nu l-am. Nici nu l-am aici, în jocul meu. Bă, da. Dă plus, dar e cu plus. Deci dă un număr pozitiv. Deci întrebarea este acum, în situația asta. Plus. Plus, da. Dă plus. Dar minus cu minus e plus, plus cu minus, minus. Deci 6. Deci 6 termen, domn profesor. Da. Păi da, sunt șase. Dar aici nu m-am oprit. Dacă vreți să mă opresc acum, zic puncte, puncte până la minus 483. Da. Egal cu cine? Dar asta e secretul. Corect, corect. Deci problema asta, asta e o altă chestiune. Că ce e cu plus, îi lăsăm deoparte. E plus, tot plus. De ce? Pentru că minus cu minus e plus. Care e minus? Dar nu știi câți termeni sunt mari. Aici e problema. Da. Numărul de termeni trebuie să-l aflăm. Asta e problema. Păi, de la... Din 2 în 2 sunt. Păi, sunt 480. 483 părți la 2. Nu, sunt minus 483 plus minus 3 plus 8. Ce? Cât? Deci 483 minus 3 plus 1. Nu, domn profesor, că... Deci nu, așa nu pot să vă înțeleg. Nu, domn profesor, nici n-ai urmărit ce-a spus exact. Mirna. Deci nu, domn profesor. Păi vreau să vă spună că ce... Păi da, dar ai urmărit pe ideea ei. Păi dacă eu n-aș... Când tu vrei să pronunți ceva și eu spus... Nu mă interesează. Nu mă interesează. Ce rău te simți. Eu am obligația să urmăresc pe ea până la capăt și voi aveți obligația, aceeași obligație. A asculta pe cel care emite o idee este lucru esențial. Câți termeni sunt? Hai să vedem cine știe. Mirna, hai să vedem așa, îi luăm așa, de la 3, 3, 5, 7, ca și ar fi minus, mamă. 3, 5, 7, 11. Păi, tot împărțit la 2, gata. Până la 483. 483. Înțeles. Ia să luăm la 15, nu prima aici. Păi mai cât sunt? Cât sunt? Câți termeni sunt? Ce face minus 3? 2, 4, 6. Ce face minus 3? 12 împărțit la 2? 6. 2, 4, 6. Așa da. Și este. Păi domn profesor... 483 minus 3 plus 1. Fără plus 1. Păi... Deci când urmă cât se scrie? 15 minus 3, 12, împărțit la 2, 6. 2, 4, 6. Așa și sunt. Deci chiar vreau că sunt minus 483 minus 3, minus 480 împărțit la 2, 240 de termeni. Deci minus 483 plus minus 3 împărțit la 2. Păi, domn profesor, plus, pot să vă mai spun o cale, dar poate nu este bună, dar mi se pare mai ușoară. Acolo noi începem de la 3, adică acolo sunt 480 de termeni, împărțit la 2, pentru că la din 2 în 2 e 240. Deci împărțit la 2, fac 240. Deci, spune tu așa, că sunt 483 de termeni, da? Da. 483 de termeni. Și așa cum s-a întâmplat aici, la 15 minus 3, da? 15 minus 3 și o dacă 12. Da. 12 împărțit la 2, 6, da? Aici, după modelul ăsta, 483 minus 3. Da, așa. Deci, dacă m-aș fi dus la 483, 483 minus 3, 480, împărțim la 2, este preluată ideea pe care o discutam mai devreme. Nu este o altă idee, ca să spun corect.
este aceeași idee pe care o punctam, că dat fiind faptul că îi sar din 2 în 2, trebuie să împărțim la 2. Da? Dar îi săream din 3 în 2, împărțeam la 3. Împărțeam la 3. Acum mai rămâne o problemă, să fim foarte hotărâți și clari, de ce sunt numai, cât am zis, numai 240. Da? De ce sunt numai 240? N-am făcut plus 1. N-am mai făcut plus 1, da? Da. Atunci când vrem să aflăm, deci, numărul total al termenilor, scădem din cel mai mare prin cel mai mic, dar cei ce știam cu plus 1 era vorba de ce par și impari situați într-un interval. Deci când am discutat noi chestia asta, că adunam 1 sau scădeam 1, da. Era vorba de a găsi numărul ăla pari sau impari dintr-un șir de numere. Corect. Și de data asta, nu am alt problema asta, că pe toți, absolut toți sunt impari. Corect. Da? Și da. Atunci numai că scădem din cel mare pe cel mic și împărțim rația, rația e asta, e star din 2 în 2. Corect. Acum, să ne convinge și mai mult. Hai să mai mergem și transcrie pe cine? Pe 15, 17, 19, 21. Corect. Da? 21 minus 3. 21 minus 3. 18. 18 împărțit la 2? 9. 9. Sunt 9? 4, 6, 8, 2, 4. Gianina, sunt 9? Georgiana, de la 3 la 21. Sunt 9? Deci din 21 scădem pe 3, 18 împărțit la 2, 9. Așa și aici. Pe noi ne-a interesat să numărăm câți de al de minus avem aici. Da? Da. Pentru că, dragilor, putem spune aici că este numărul de minus, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, la puterea 240. De ce 240? Că sunt de al de minus aceștia în număr de 240. Da? Deci minus 1 la 240, ori numerele acelea, 3, ori 5, ori 7, că am scăpat de minusul din față, 3, ori 5, ori 7 și mai departe, până la 483. Și iată că în final, Adi, hai să vedem aici, vină acasă, Adi, că iar ai părăsit Egeșit, mai părăsit aici, mă las singur, să ne întoarcem în Egeșitiu și să începem așa. În cup, în al nostru. În Egeșitiu de mai sus, da? Da, așa am zis eu. Adi, îți propun... Deci câți termeni sunt? Îți propun, îți propun să facem așa. Să-i scriem mai întâi pe ăștia cu minus și pe urmă cu plus, da? Pe noi nu ne interesează valoarea lor. Ce semnul ne-a interesat, da? Deci de aceea spunem așa. Minus 1, minus, pardon, minus 3, ori minus 5, ori minus 7. Cum? Nu, minus 3 ori minus 7, da? Da. Minus 3 ori minus 7 ori minus, cât ar mai fi după aceea? 11. Minus 11. Și așa mai departe, până la minus 483 ori 1 ori 5 ori 7, nu? 1 ori 5 ori 9. Ori 13, cât că vine, ori 13, și mai departe, ori 481. Adică ce am făcut? Păi cu minus Adi am scris în prim plan, da? Și pe urmă aia cu plus. Cât sunt de minus? Păi acum cât sunt de minus? Ia să vă văd dacă ați fost atenți. Asta e una. Adi și cu Miruna. Și Adina și Georgiana. 483 împărțit la 3? Mai băiatule. Vreau să vedem din cât în cât. Din 4-4. Și atât ce... 483 împărțit la 4. Minus 3 întâi, Adi, și după aceea împărțit la 4. Deci că din capul... 480 împărțit la 4. 483, iubita, minus 3, trebuie să vă fie clar. 483 minus 3, fac 480. Da, 480, dar trebuie să zic că domnul lor ține pe 483. Așa. Deci 483 din capătul acesta. Scădem pe ăsta, 3. Face 480 și acum împărțim la 4, că îi sar din 4 în 4, Adi. Corect. De la 3 la 6. 120. 480 împărțit la 4, 120.
Deci sunt 120 de ani de minus 1. Da. Adică, dar de minus. Da. Adică minus 1, ori minus 1, adică ori minus 1, ori minus 1, și mai departe, de câte ori? De 120 de ori. De 120 de ori. 120 de ori. Și pe urmă, ori 3, ori 7, ori 11. Am scăpat de minusul din față. 3 ori 7, ori 11, ori puncte, puncte, până la 483. Și mulții cu 1, cu 5, cu 9, și așa mai departe, până la 481. Și egal cu, dacă sunt într-un număr par de al de minus, uiteați, când erau 2, făcea plus. Când erau 3, face minus. Când sunt 4, face plus. Deci am minus 1 la puterea, pot să spun minus 1 la puterea 120. La putere pară. Da? Minus 1 la 120, se repede de 120 de ori. Ce e? Minus sau plus, copii? Plus! Corect. Plus. Corect. Este plus? Corect. Mulțumesc. Și pe aceea celelalte pozitive, așa că e plus. Deci rezultatul este egal cu minus. Minus sau plus? Plus! Așa, plus, da. Nu ne mai aduceți în eroare. Plus 1 ori 3 ori 5 ori 7 ori puncte, puncte la 483. Da. 1 ori 3 ori 5 ori 7, am scris și perea care au fost negative, dar ne-am luat minusul din față și am plăsat. Georgian, ai înțeles? Da. Da. Adina, ai înțeles? Bine. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Determinați ultima cifră a acestui produs. Vă bate joc de mine. Nu, le bate. Nu. Păi facem cu sumă Gauss. Deci era A și acum ar B. Ultima cifră. Sumă Gauss? Nu. Nu, e vorba de mulțime. A, produs Gauss. 1 ori 3 ori 5 ori 7 ori 4. Cine îți poate să spună care e ultima cifră? Este un număr foarte mare, da? Hai să-l calculăm. Și ultima cifră, vrea atât. Numai ultima cifră. Putem să calculăm numai. Dacă ne-ar cere 2 sau 3 ar fi mai interesant, dar așa numai ultima cifră, prea puțin. E cu adevărat drăguț. Dar noi să cerem și ultimele. Vedem? 1 ori 3 ori 5 ori 7. 1 ori 3 ori 5 ori 9. Dar nu e cumva poate să te-ai găsit tu că, în carte? În carte nu zicea, dar poate era 5. 1 ori 3, cât fac? Adică la aici, la 5. Dar profesor ne dăm o idee. De 483 să scădem 3. Ce Dumnezeu, mă. Și să împărțim la 5. La 2. Dar de ce 5? Păi 1 ori 3, 5 ori 7 ori 9. 1 ori 3, 3, 3 ori 5, 15, 15, 5 ori 7, 3, 5, 7, 15 ori... Deci prezența lui 5, vocalul lui 5 de aici. Dar nu mai avem pe 5 din multe ori. Da. Pe 5 îl mai avem unde? La 15. La 15. 35, 45 și tot așa. Deci până la 475 și atunci ai ultimul. Îl avem de foarte multe ori, da? Și atunci, fiind de foarte multe ori la înmulțire 5, sigur că este ultima cifră 5. Ar fi fost interesant... Dacă îi cerea cu ultimele două. Ultimele două cifre. Atunci lucrurile se complică. Domn profesor, da. Dar eu mai am aici o idee. Din 483 să scădem 3 și să împărțim la 2. Să mergem 2 în 2. Din 483 să scădem pe 3. Da, și de 480. Deci dar aici nu mă interesează de câți termeni sunt. Ci pur și simplu, ăsta este rezultatul. Din 483 scădem și din 2 în 2, când ne-am făcut pe toți la un loc din 2 în 2. Dar noi am avut aici decalculat. Ultima cifră e 3. E 5. Penultima, pardon. Penultima e 3? Da. O să vă gândiți, vă să vă deșeagă. Domn profesor? Da, în carte